Am venit noi și am spus, uitați, există această posibilitate legală, conform legii concurenței, prin care în acele situații când sar la extreme prețurile, guvernul are această posibilitate, deci poate să intervină maxim pe o perioadă de 6 luni. Dar, încă o dată, aceasta este o variantă, că există și alte variante, cum ar fi, de exemplu, subvenționarea sau susținerea facturilor la consumatori, la care deja se lucrează din partea Ministerul Energiei la o soluție prin care să reușim să rezolvăm această problemă, pentru că ceea ce este clar în momentul de față, legea consumatorului vulnerabil nici pe departe nu rezolvă această problemă. Aceasta cu plafonarea prețurilor s-ar putea să fie una dintre aceste soluții.